Reluăm dialogul cu artistul plastic Ana Maria Noachi. Am rămas la sertarele minții, Ana Maria, și la filtrul pe care artistul și-l pune, pe care și tu l-ai pus în expoziția Moi, c'est moi-même. Evadează artistul din lumea reală în lumea imaginară, comunică cu cel căruia vrea să-i transmită ceva, îl lasă să-și pună întrebări, îi adresează întrebări, așteaptă răspunsuri, aștept răspunsuri de la publicul tău vis-a-vis de creațiile tale artistice? Da, pentru cel care este interesat, da, sigur că da. Precum o carte, este la cine place, este la cine nu. Da? Este la. Chiar și într-un roman, este pe cine captează firul narrativ al romanului, este pe cine captivează un anumit personaj Exact. sau conflictele în sine. Chiar dacă oferta vizuală este una, ea poate să aibă efect și dialog totalmente diferit în funcție de cine îl privește. Precum am povestit în pauză, nu sunt întotdeauna extrem de goală, da? Goală în sensul de a nu-ți spune nimic. Ia Vreau nu să-ți spune, spun da. foarte multă. Goală în expresia moi, moi, mem, în sensul că doar eu sunt o goliciune a personajului, iată-vă. Aici am zis, vă ofer cum sunt eu întru totul. Goală în sensul că nu vin prin învăluire. Dar cel mai important lucru, mă repet, este faptul să sugerez. Probabil e o lume destul de onirică, cea pe care o zugrăvesc eu. Probabil este o lume în care mi-aș dori să trăiesc în raport cu realitatea societății. Și probabil de aceea mă simt bine și rezonez și captez din societate, trecând printr-un filtru propriu. De-aia multe nu mă deranjează, nu că nu le constat. Nu, nu le Le constat. accepti, Dar le. le iau așa cum sunt și le filtrez spre o lume proprie. Ca Deci să-ți fie iau. bine ție. Sigur, nu e un Nu, egoism nu, nu. neapărat, nu. Binele, da, un bine plin de tensiune, chiar dacă sună extrem de polemic. Pentru că fără tensiune, artistul nu poate lucra. El este încrâncenat, chiar dacă pare senin. Pentru că fără încrâncenare, nu poți să dăruiești. Ești doar senin și privești în gol. Și trebuie să stai A, încruntat nu, nu, în nu. fața șevaletului? Nu, nu, Nu. nici vorba. E o încrâncenare interioară. Altfel nu iese sunetul. Altfel nu iese culoarea, altfel nu iese linia, nu iese forma. Spuneai tu că ai ars 20 și ceva de ani Da. în designul Da. vestimentar. Cum vezi perioada aceea? Cum vede artistul plastic perioada designului vestimentar în care iarăși ai avut succes de-a lungul anilor, ai avut expoziții frumoase Sigur, cu, festivaluri de da, modă, festivaluri de modă, colaborări cu da. reviste de specialitate. Sigur, aceea a fost o etapă în viața mea. Nu că ea nu mai există acolo. Nu, am șters cu buretele, nu. Mai crezi? În memorie, în minte, da. Fizic, nu? Nu mai ai timp, probabil. Dacă vrei, îți faci. Nu, îmi trebuie o pauză. E foarte frumos. Vorbeai la un moment dat că și tu ești un om care trebuie să trăiască, care muncește, care are de plătit facturi și așa. Artistul, de obicei, ar trebui să poată să trăiască din ceea ce face, din creațiile lui. Tu lucrezi. Lucrezi într-o instituție care te provoacă de foarte multe ori și care îți consumă timp. Cum îți drămuiești timpul? Îți ajunge timpul pentru creație, pentru servici? Sunt două lumi diferite sau se intersectează una pe alta? Nu, ele se intersectează. În primul rând, mă repet, sunt un personaj extrem de norocos, mă iubește foarte mult Comisia Cerească. Toată viața mea am făcut ceea ce mi-a plăcut.
că s-a numit design vestimentar, că s-a numit management în industrie textilă, că știi că am făcut și asta, că s-a numit design interior, design de accesorii, indiferent, totdeauna am făcut ce-mi place. Și și în acest loc de muncă fac ce-mi place, sunt într-o lume minunată, într-o lume de basm sunt. În primul rând, în mare măsură mă ocup de colecția de port popular și de de podoabe. Deci nu sunt departe. Mm-hmm. E doar s-a mai deschis o potecă pe exact în zona respectivă. Nu mă simt extrem de bine. Și o completare de care probabil am avut nevoie. Ce îmi pare foarte rău, de ce nu m-am gândit mai de mult să intru în lumea muzeelor. Probabil. Ai făcut foarte frumoase expoziții. Muzeul în general, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, a avut și expozițiile și activitățile proprii. A fost și gazdă pentru multe. Tu ai fost curator la câteva expoziții foarte frumoase. Chiar aș vrea să vorbim despre două dintre ele. Ai avut expoziția itinerantă de la Iași, Chipuri și Cămeși, frumoasă. Da, ea este o expoziție care s-a născut prin reinterpretare și regândire, să-i dăm o formă itinerantă, a expoziției temporare de la noi, care s-a numit Tot Chipuri și Cămeși. Uh-huh. Frumusețea sa constă în primul rând prin aduce la numitor comun zona de artă fotografică, da? Fost și artă, precum un documentar etnografic, de altfel, uh-huh, da? Pentru că nici acolo nu era doar o punctare cromatică și de diversitate, nu, ea a completat întru tot ce s-a expus din patrimoniul muzeului. Deci erau personajele vieții reale care poartă și duc mai departe acest port. Erau fotografiile lui Gabriel Motican. Da, un artist fotograf extrem de sensibil, care și cunoaște. Sigur că, dar la care realitatea e doar un pretext, pentru că orice portret din expoziția respectivă transmite stări, trăiri, viața grea, o privire, copilăria în sine. Și atunci povestea s-a închegat foarte frumos. Ce a fost un fir narrativ dus din depărtare înspre actual. A fost așa, știi, exact ca și cealaltă expoziție, care a fost și ea itinerantă și la Madrid și la Bilbao, arhaicul acela care se transmite prin vreme, dar cu nota de contemporaneitate. Și care te duce în lumea satului. Cum au privit Iașul și după aceea să vedem cum au receptat Maramureșul și ce are el mai frumos. Noi am zis Maramureș, tradiții și povești, așa i-ați spus și voi expoziției. Ce au înțeles eșenii? Tu ai terminat facultatea la Iași. Da, pentru mine a fost o surpriză și din nou un cadou foarte frumos. Expoziția, ținând cont că noi ținem legătura în mod continuu cu colegii de la Iași, expoziția a fost și este extrem de vizitată. Se pare că la sfârșitul lunii își va încheia periplul ieșan. Impactul a fost foarte bun. Colegi extraordinari am întâmpinat. Lume curioasă. E și o perioadă de vară, în general, este perioadă turistică și atunci, fiind și expusă la Palatul Culturii, da, cu atât mai mult, vizualizarea ei de către public a fost foarte mare. Dacă nu era o expoziție dorită de public, nu ar fi fost pe o perioadă atât de lungă. Inițial era vorba de 3 luni, cât trebuie să se coarcă o expoziție temporară ca să aibă timp să fie vizionată, și iată, timpul s-a dilatat pentru noi în favoarea noastră. Da. Da. Și ajungem la frumoasa expoziție Maramureș, tradiții și povești,
cu care ați mers și bănuiesc că ați și avut succes și la Madrid și la, probabil dacă nu era Madridul, nu era nici Bilbao. Sigur, a fost un concurs favorabil de împrejurări, căci această expoziție nu s-a născut întâmplător. La propunerea Consiliului Județean Maramureș, în urma unei invitații adresate de către ambasada României în Regatul Unit al Spaniei, mi s-a propus de către Consiliul Județean să ne prezentăm la Madrid, locația fiind Centrul Cultural Român. Avem și câteva. Da, astea sunt expoziția, este expoziția de la Madrid, de la Centrul Cultural. Și s-a închegat o echipă, este, și aici este vorba de o muncă de echipă, pentru că am avut foarte mulți parteneri. În primul rând, partea de fotografie a fost selectată de către cei de la Centrul de Promovare, de conservare, promovare și conservare a tradiției, exact, centrul de așa, Liviu Borlan. Pe urmă, obiectele expuse, portul cu toate podoabele sale, sunt, în propriu spus, culese. Expoziția în sine este alcătuită din... nu sunt doar ale muzeului, din fondul documentar al muzeului, ci ele vin inclusiv din colecții particulare. De exemplu, Măriuca Verdeș, pe tot ce înseamnă parte de Maramureș istoric. Am colaborat și colaborăm în continuare foarte bine. Avem obiecte de port din patrimoniul, din colecția ansamblului național al Transilvaniei. Deci este o muncă absolut colectivă. Noi am fost, în schimb, cei care am pus în scenă toată povestea asta. Evident, cu caracteristica din moment ce mi s-a acordat posibilitatea de a fi curatorul expoziției, evident, maniera de panotaj este puțin neconvențională, dar tocmai aceasta impresionează. Pentru păi că... de-aia am și zis că arhaicul acela da, se vine foarte da, bine. Da, absolut. Impactul a fost absolut senzațional. Te simți precum un ambasador în momentul în care duci o expoziție, ești, da? Pentru că atingi coarda sensibilă a celui care devine interesat de România. Ai simțit că ar putea fi interesați turiștii spanioli de... Maramureșul este, sigur, prin excelență, sigur, o zonă căutată de turiști. Sigur, la fel am ținut legătura cu cei de la Centrul Cultural, da? Și iar în perioada de vizitare, culmea, au fost extrem de mulți spanioli curioși. Iar acest periplu vizual cu portul, cu toate pozele ale concretului actual al vieții de la țară, se îmbinau foarte și au devenit extrem de curioși să vrea să vadă. Chiar au cerut informații unde pot găsi agenții de turism care i-ar ajuta să ajungă în Maramureș. Da, ai văzut că, apropo de evenimentele care au avut loc în muzeu, și Diana Comșa cu cartea ei Secretele Transilvaniei, exact, tot așa, a fost la expoziția de carte de la Madrid. Madrid, da, da, da? Știu, da, da, am văzut. Da, și normal, din moment ce a avut un impact foarte bun și a fost o expoziție, este o expoziție valoroasă, cel puțin așa s-a considerat, lucru care ne bucură, am primit oferta de a o itinera prin propunerea ambasadei României la Madrid, prin intermediul consulatului de la Bilbao. De la Bilbao, da. Și recent, acum 3 săptămâni, 2 săptămâni, am fost și am remontat și am regândit expoziția într-un loc mirific, Castelul Faro,
din Castro Urdinari. Adică este și o localitate faro, este cea mai, punctul cel mai de sud al, în Portugalia. În Portugalia, da. Nu, aici faro, mm-hmm, vine castelul faro, mm-hmm, de la far. Da, deci, da, de la a fost far, un, da, port, cândva far. Da. Iar aici impresionant a fost impactul cu comunitatea română din zona respectivă. Foarte mulți maramureșeni. Am văzut poze cu doamne îmbrăcate, da, în costume. Și a fost extrem de impresionant că ele au venit îmbrăcate în port, da, popular. Da. A fost ca o completare. Deci cămeșile vechi, zădile vechi și noi, zgârdanele, pozele ce aduc viața satului din Maramureș și omul real undeva departe de țară îmbrăcat în port popular. Deci a fost un context extrem de frumos. Expoziția s-a mai îmbogățit, s-a mai închegat prin prezența celor de la vernisaj. De unde s-a făcut publicitate? De unde au știut să vină la... Desigur, s-a făcut publicitate. În primul rând, Consulatul General al României de la Bilbao este un consulat extrem de activ, în care am cunoscut un fond uman absolut fenomenal. Deci da, există diplomație. Da? Au o relație directă și constantă cu comunitatea, fiind este o comunitate foarte destul... important, da. Da? Și... lucrurile foarte ușor au ajuns în comunitate. Există oameni de suflet care sunt voluntari pentru tot ce înseamnă eveniment cultural cu ce aduce aminte comunității de obârșile lor. E o comunitate vie și extrem de românească undeva departe de țară. Da, sunt foarte mulți români în Spania. Da. Și în Spania și în Italia, da. Dar în Spania cred că sunt mai mulți decât în Italia. Da. Da, cred, da. Că, nu de, mă gândesc că nu degeaba România în Spania dispune de 7 consulate românești. Da. Trebuie să fie aproape de... E greu să organizezi o asemenea expoziție? Cât va rămâne la Bilbao? Va sta mai mult? O lună de zile. Da. Și mergeți și vă aveți așa percepția că va merge și în altă zonă a Spaniei? Ar fi frumos. Probabil. Da. Cum ți s-au părut spaniolii? Cum au trecut ei? Cum trec ei prin perioada asta? Ei au scăpat mai repede? Foarte puțin am avut timp să am contact cu societatea spaniolă în sine. Am fost în acțiunea... Da, timpul foarte scurt, o zi călătorești să ajungi, o zi călătorești să te reîntorci, două zile lucrezi la panotaj, urmează ziua vernisajului, pe urmă protocoalele de rigoare și ajungi cu foarte puțin timp să dialoghez cu locația. Și cu arta spaniolă, că sunt acolo, am crezut că ți-ai reușit să-ți clătești ochii cu marile creanțe unor oameni timpul, care au marcat curentele. Da. Nu am avut timpul necesar, dar la Madrid... Ai văzut... Ai văzut Prado măcar pe din afară? Da, da, am dat așa o tură foarte, foarte, foarte frumos. Am zis, îți dai seama ce este înăuntru, acum nu ni se oferă, dar la câțiva pași este muzeul de artă contemporană, un muzeu particular, Borne Misotison, mm-hmm, cu un patrimoniu absolut fenomenal. Și a fost o încântare pentru mine. Iar la Bilbao am avut șansa și timpul și toate s-au așezat astfel încât să putem să vizităm Guggenheim. Ai învățat ceva? O să aplici ceva din demersurile acestea pe care le-ai trăit, le-ai făcut în Spania? În ce sens? În activitatea ta, în viața ta, în lumea ta artistică. A fost nemaipomenit că
am cunoscut niște oameni extraordinari și mă repet, da, există diplomație. Există diplomație de nivel înalt, o zonă cu atâta, o să fiu banal, cu atâta omenie, ceea ce n-aș fi crezut că mai există. Păi omenia nu e banală, noi o fac. Da. Nu, cuvântul e banal, da, pentru că îl uzităm ca și da, iubirea, exact, spunem la toată lumea, te iubesc, da, te aștept, dar de fapt nu simțim nimic. Așa? Da, a fost o experiență fenomenală, atât la Bilbao cât și la Madrid, am cunoscut niște oameni fenomenali și m-am îmbogățit, pentru că sunt oameni frumoși și probabil culorile din lucrările mele vor fi și mai luminoase, cu siguranță. Ce are în portofoliu de lucru Ana Maria Noghi? O altă expoziție? Probabil, dar niciodată nu sau nu-ți propui, nu, anul viitor vreau o expoziție. Nu. Pentru pot că să creezi la comandă? Nu. Arta nu se face prin brifare. De exemplu, m-am gândit de la 5 la 8 pictez. Voi picta, nu. Deci recunosc că întotdeauna îmi conturez ideile, pe urmă văd cum mi le exprim și întotdeauna mă duc pe idei coerente. O viață întreagă construind și făcând colecții, da, și prezentând colecții, acolo există un fir logic între toate, între toate hăinuțele fac parte dintr-o colecție. Probabil nu mă dezmind. Nu pot să fac o lucrare care nu are nicio legătură cu următoarea. Deci vin cu o idee, cu o anumită trăire pe care o exprim înșiruit prin mai multe lucrări. Nu mi-am propus așa ceva și asta nu pot să fac. De exemplu, nu odată mi-am luat concediu chiar, 2-3 zile, chiar o săptămână. Când ai simțit? Că am zis, da, eu voi picta. Simțeam eu că deja mi-s gândurile așezate, nu știu exact ce, dar știu, nu știu exact cum, dar știu ce. Și am petrecut o săptămână în casă, și n-ai de când în când cu un pahar de vin în mână și mă uitam, ca să nu zic tâmpă, la o pânză albă. Și n-am putut să fac nimic. Iar altă dată, vin acasă, vine weekendul, îmi adun gândurile și forțele și cu o lejeritate și cu o debordanță maximă sunt capabilă chiar să termin o lucrare. Ana Maria Noghi, timpul dedicat emisiunii se epuizează. Eu îți doresc să ai succes, să rămâi același artist creativ și plin de inspirație și de imaginație, să ne chem la o altă expoziție și le spun și telespectatorilor că respectul pentru artă și atitudinea în fața artei și artistului este semnul de noblețe și de receptare a frumosului așa cum trebuie el să fie receptat. O seară bună în continuare, o seară luminoasă vă doresc, la revedere!